sesiunii de toamnă. Astăzi a avut loc prima probă a celei de-a doua sesiuni a examenului național de bacalaureat, proba la limba și literatura română. Pentru această sesiune, la nivelul județului Dolj, s-au înscris 1088 de candidați, dintre care 684 din promoția curentă, 404 din promoțiile anterioare. Dacă pentru proba de astăzi am avut înscriși 494 de candidați, prezenți am avut astăzi un număr de 397, dintre care 125 din promoțiile anterioare, 272 din promoția curentă. Proba s-a desfășurat fără incidente. Nu am avut candidați eliminați, nu am avut alte probleme. Când va fi următoarea probă? Următoarea probă se va desfășura mâine, este proba profilului și anume matematica cu cele patru tipuri de subiecte de matematică și proba la istorie. În data de 18, miercuri, se va desfășura proba la alegere. Rezultatele vor fi afișate pe data de 31 august. Tot în acea zi se vor putea depune și contestațiile până în ora 18. Contestațiile, ca și în sesiunea din vară, se vor putea depune atât fizic cât și în format online. La toate centrele de examen au fost afișate mail-urile, adresele de e-mail la care pot fi depuse contestațiile online. Rezultatele finale, în urma contestațiilor, vor fi afișate în data de 3 septembrie.